Epistola a doua a lui Pavel către Corintenii, capitolul 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, nu după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-am rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Noi dar am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă care de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți, dar, acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre, pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strântorați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi, căci el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare a pornit de bunăvoie spre voi. Am trimis cu el și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Mai mult, el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o săvârșim spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defăimeze cu privire la acest belșug de ajutorare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am încercat de atâtea ori în multe împrejurări și care de data aceasta arată mult mai mult râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor, dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi.